Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru a demara subiectul de astăzi, să știți și a deveni în cartea pe care vă prezint, aș vrea să spun următoare. De fapt, este un imperativic al timpului. Poeții sunt cei făcuți din sete, iar prozatorii, de altfel, reprezintă momentul acesta care vin dintr-o foame neacoperită. Iată, în felul dat, se prezintă și Grigore Vasilescu, pe care, dacă vă amintiți, el am prezentat prin prisma a câtorva volume de versuri ce au dus dinspre drumurile inimii sale, spre intersecțiile timpului și iată că astăzi profesorul universitar, scritorul Grigore Vasilescu, își invită cititorii să fie în preajma unui volum de proze și novele, Vise și trandafiri. Așa este intitulată această carte și ea, fără îndoială, deja vine și vorbește despre talentul autorului care transformă proza zilei în proza timpului pe care trebuie să o receptăm. Lumea acestui text, acestui volum, acestui cuprins, vine din interiorul autorului. De ce? Fiindcă viziunile prozatorului deja reflectă clipa pe care a trăit-o cândva. Și, fără îndoială, este cel care răsfoiește calendarul timpului în felul acesta, fiind în preajma cititorului, precum ziceam, confesându-se prin niște amănunte care, de altfel, te surprinde. Este o carte pe care o citim, știți cum, cu nesaț. Este o carte care ne surprinde, este o carte care devine cartea noastră. Fiindcă nu numai personajele care sunt aici puse între coperțele cărții sunt firești, dar și faptul că Grigore Vasilescu, împreună cu această galerie de personaje, trăiește timpul și nu regretă. De ce? Fiindcă este o confesiune memorabilă. Adesea, paginile pe care le găsim aproape pentru a fi relectorate sunt cele, de altfel, care ne trezesc fără îndoială că și promisiunea aceasta de revedere a timpului. Iată ce spune autorul. Mă întreb, oare noi nu suntem în stare să ne strângem împreună? Să fim o forță și să ne conducem singuri spre a fi, nu printre străini, ci pentru noi, mai buni, mai în rând cu lumea? Ori trebuie neapărat să fim duși, conduși de turci, de ruși, de nemți? Să vină cum l-a selecționat în turc neamț sau un neamț turc să ne ridice și să ne zică, să ne demonstreze că se poate și noi că poatem? Oare trebuie să vină și să avem un Carol, un Ferdinand sau un oricare alt străin ca să facem din țările noastre cele în rând și să devenim în rând cu lumea? Iată ce vrea să zică autorul și iată de unde aceste momente cheie. Personajele lui Grigore Vasilescu își trag vestigiile, iată, din aceste momente cheie. Este dreptul existențial al prozatorului de a ne oferi un astfel de proză. Este o stare pură, este o stare pe care nu reprezintă scriitorul, fiindcă în alt context sau în alt aliniat, la fel ne spune următoarele. Să ajungi să-ți vezi visele împlinite, astfel spus, să ajungi la trandafirii tăi, tocmai asta și înseamnă realizarea viselor, dorințelor, aspirațiilor. Cartea vine și deschide porțile spre inima prozatorului, spre acele de altfel nuvele și schițe care au completat în mod aparte cuprinsul volumului Vise și trandafiri. Pornește de la un titlu atât de semnificativ și apune într-o pornire de o relecturare. Este cartea pe care trebuie să o răsfoim cu mare luare aminte și atunci vom deveni părtașii frumosului și adevărului. De altfel, și titlul spune Vise și trandafiri. Este o carte care merită să încapă și în scenariul unui film documentar.